Vorbim acum despre drama cumplită a unei familii. La 19 ani, un băiat din Botoșani a primit verdictul unei tumori pe creier. I-a ascuns adevărul surioarei mai mici, fetița care suferă de dezlipire de retină de la 8 luni. Vede în fratele ei o rază de lumină în viață. Părinții celor doi sunt absolut disperați. Nu au cum să-și ajute copiii. 40.000 de euro costă operația care i-ar putea salva viața fiului lor. Cu voce de înger. Nu am luptat pentru altceva decât pentru ei. Am luptat și am vrut să fie bine și sănătoși. Viața asta mi-aș dori să fie familia bine, să nu mă dispar de familie. Este dorința unei fetițe de 8 ani, o dorință pe cât de simplă, pe atât de greu de îndeplinit. Pentru că în această familie din Botoșani, liniștea și fericirea se câștigă greu. Fiecare lună când făcea luna mergeam la controle, când a fost depistată la 8 luni deja era prea târziu. Fetița, prinsă într-o lume a umbrelor, și-a construit o copilărie din simțuri. Citește în braille și cântă la pian. N-am știut cu nevăzător, poate să fie un om normal. În ce măsură vede, nimeni nu poate să-mi spun. Are un unghi a ei care zărește, probabil, umbre. Dacă ar putea vedea, un adevăr crud i-ar întuneca și mai mult anii copilăriei. Fratele ei, Nicolae, a fost și el diagnosticat cu o boală grea. Lovitura cea mai cutremurătoare a fost anul ăsta, în octombrie, când am auzit că este depistat cu neurinom acustic vestibular stâng. Și am întrebat atunci, totuși, ce înseamnă asta? Tumoră pe creier. O speranță ar exista, dar nu în spitalele din România, ci în Germania, la o depărtare de 40.000 de euro. Părinții lui Nicolae nu-și permit un astfel de tratament și, pentru moment, băiatul de 19 ani rămâne în țară, lângă surioara lui. E cel mai bun frate pe care mi l-aș putea dori și cel mai bun frate din lume. Inima de frate nu se poate măsura cu cealaltă. Viața lui are însă măsură și depinde de ajutorul nostru, al fiecăruia în parte.